Salutare, dragi prieteni, și noi vă spunem bun venit pe canalul YouTube Ce Pescar. Astăzi ne aflăm în sânul bătrânului Nistru. Pe ultima 100 de metri până la prohibiție, câteva zile ne-au mai rămas. Și după cum vedeți, ne ocupăm foarte intensiv, facem monturi diferite. Deocamdată mă aflu cu domnul Ștefan. Mai așteptăm ceva oaspeți, vedem parcurs. Alintații vin mai târziu. Da. Noi suntem mai alături de natură și am venit mai dimineață să vorăm din plin, din murmurul Nistrului, de la frumusețea asta naturii și meserile cu gândire frumoase. Dar până în fine facem și monturi și oaspe. Dragi prieteni, astăzi mizăm pe monturi foarte diverse. De pildă, eu am făcut 4 monturi, avem 2 la fel, avem 2 alt fel. Avem, iată așa, model de montură în formă de bociculiță. Așa. Avem, iată așa, montură în formă de 3 porumbi artificiali, 3 culori. Și avem așa montură, un pop-up foarte bun, foarte, foarte renumit, un brand englez de la Sisimur. Desigur, le testăm în apă, că ele se lucrează foarte bine pe substratul de râu. Și noi vă dorim o vizionare plăcută. Stați cu ochii pe noi, că fiecare mișcare care o să fie, desigur că o să vedeți în filmulețul nostru. Am salutat pieștele cu un dejun foarte, foarte intensiv. Am dat o hrană din prima zi foarte bună. Deci, dacă sunteți cu ochii pe noi, cu siguranță o să vă arătăm toate mișcările care o să le facem noi. Noi sperăm că o să fie un trofeu la mal, dar tot asta rămâne de văzut. Vedem, e foarte frumos, e foarte ok, tot e verde și am rămas câteva zile până la prohibiție și ne străduim să-i facem pe plac la pește. Deci, eu am vă arăt acum și ce mâncare noi am dat lui. Băieți, e o mâncare jos pălărie, o mâncare făcută de domnul Ștefan. Ia uitați-vă aici ce mâncăric. Cânepă cu porumb, cu tățime bun, băieți, e super, super. Deci am făcut un dejun pe nota 10 și așteptăm să vedem în continuare ce o să fie. După cum vedeți, am făcut monturile, le-am pus câte o bilă din plumb ca să stai la fund. După cum știți, permanent folosim mântura clasică și mergem să facem lansare. Așa, le-am pregătit toate, le-am făcut diverse și mergem să lansăm. Iată, prieteni, cam în așa s-a bătut și pescuim. Dar să știți că pe mine asta mă învățivează. E ceva. E un pescuit greu, dar interesant, băieți, pescuit sălbatic, așa trebuie să fie, cu dificultăți, cu scurgeri de apă, cu tot așa mai departe. Ca noi să muncim, să-l aducem pe sector și atât cam acum o să facem o lansare. Așa. Așa, perfect. Super. Acum merg să scot din agățătură pe una. Din cauza că eu am plecat în agățătură. Așa. Este. Noi sperăm că o să avem un an plin de realizări, plin de emoții, de capturi frumoase, de pescuit interesant. Așa că vă dorim și vouă la fel.
păstrați natura, păstrați curățenia și mergeți la pescuit și vă odihniți. Pentru că viața băzii scurtă. Da, domnul Ștefan, cum spuneți? Super. Ce ai spus? Eu am zis așa de sus. Corect. Sănătate. Dar și aici, la Scărneaot, se respecte. Se respecte natura, că natura e dată de Dumnezeu și noi tot la dânsul. Și așa că eu vă doresc... Asta e un ciclu care se rotește în împrejur. Un ciclu plăcut, fir întins și întotdeauna sunt venit cu Marul Nistru, cu cuvânte bine. Se dă-i Domnul. Sănătate și pace în țară. Eu chiar am o deosebită plăcere să stau cu domnul Ștefan la un pescuit, așa aș spun eu că mai dificil. Dacă ne bate la uși prohibiția și avem o scurgere de apă foarte mare, mai avem ceva agățături, dar asta e pescuitul, băieți. Asta e pescuitul. Noi suntem pescari de râu. Eu am așa o plăcere și o satisfacție că nu contează ca să luăm o trafieuri, nu contează. Contează una că acum își punem șatiorul, ne aranjăm pe noapte, stăm la natură, dormim o noapte, și a doua noapte, și a treia noapte. Cuvinte de aur. Da. Să primim plăcere. Aieștia ani care, iaca zilele astea care noi le trăim, ședem aici cu Marul Nistru și savurăm din natura asta, nu intră în anii de viață. Care pescar și vânător trece timpul mai mult la natură, așa și viața o prelungește mai mult. Lasare puternică. Dar noi punem mai mult că și dacă pescuiești la adâncimi mari, poți ajunge de fir, poți tra. E 8 teman așa. Iată dacă ți iei. Da. Ia ca 2. Plus aproape 4 și plus 2 acolo, 3. 8 metri. 8 și al mai bun. Și ce mai faci mai mult? Și ne ocupăm noi că să ne simțim bine. Nu mă spune. Dar eu fără ca să fac eu cum mă sunt bine. Da. 100%. Am mai făcut o vântură cu o porumb care îl aveam în găleata. Așa. Am făcut o prospicioară de zimnicioară, deci trei le-am lansat și mai avem o lansat. Și după cum vedeți, dragi prieteni, frumusață. Extraordinar de frumos. Cam în așa mod e așteptarea noastră. Așa. Avem o scurgere mare, dar n-avem ce face. Ne luptăm cu ea. Asta este natura. Asta e bătrânul, el curge cum vrea el. Nu putem face schimbări. Dar suntem în așteptare. Dragi prieteni, doar aici se oprește viața în loc. Cât timp ne aflăm aici, s-a oprit anii din viață. Ca să înțelegeți corect, noi la fiecare partidă de pescuit câștigăm 2 zile. Da. Așa că vă sugerăm și vouă să veniți cât mai des la pescuit, ca să fiți mai tineri, mai plini de viață. Fier întins. Hai noroc. Sănătate, băieți. Fier întins la toți. Care s-a aflat la Nistru azi. Odihnă pe ajută. Da. Luat ca o ieșire la chestii, nu ca un urmat. Restat. Da, este restat acolo, nu m-am pus cap. Aici și jos. Și jos trebuie. Da? Încapiești?
Dragi prieteni, să știți că chiar dacă este activitate sau nu, nu vă fie jale, dați-i mâncare la pește, că el trebuie să, că doar cu noi o să crească peștele în râul Nistru, că mâncarea nu-i mai de nimeni, numai pescare, așa că nu vă fie jale de o găleată de porumb, dați-i mâncare și odihniți-vă la Nistru. Succes! Fier întins îți doresc. Da, zi pescare. Cea mai mare plăcere e acta aici, asta-i. Iată, priviți, nu este cum curge la vale liniștit. Și să ne rugăm la Bojica să avem pace pe pământ, să mai venim și în continuare la pescuit. Hai, bădă. Adă pahar pe aici. Am mulțumim. Mulțumim. Chirântie. Voi pur și simplu nu vă închipuiți ce terapie noi primim aici, băieți. Terapie intensivă. Hai de capul meu. Asta e terapie intensivă. Ce dimineros, ce dimineros. Da. Toți de fapt. Mă tale ca o persoană mai... Născut mai... Mai în vârstă. Mai devreme ca noi. Da, da. Și... Nu că și de doriți, dar și de sugerați la oameni ca să pui preț pe viață, știi... Și momente. Și momente din viață. Mă tale trecut pe viață. Ca să ajungă... Mai mari ca noi. Să ajungă ca mă tale. Să dai exemplu la oameni mai bine. Întotdeauna, orice cetățean, orice personalitate trebuie să înțeleagă un lucru. Dacă el n-ar să aibă grijă de corpului, de sufletului, de morala lui, de și ei și-ar înconjoară pe dânsul, înseamnă că degeaba mai trăiești pe pământul ăsta. Dumnezeu ne-a dat viață la toți, dar niciodată nu trebuie să spui niciodată. Și niciodată nu trebuie să-ți bați joc singurul din organismul tău. Sănătate și voie bună, băieți! Ne bucurăm de viață, că viața e scurtă! Da. Momente... Dar mă, și ce mai rămas din viață? Ce-a rămas? O trăim, băi, băieți! Da, mai rămas, dar timpul, voi nu vă uitați cu zbor timpul, că nu cred. Azi e luni. Dar n-ai că te odihnești, că nu mă lucrez. Adică banul a făcut așa, într-așa mod, și argatul lui. Da. Corect, așa și este. Și argat la ban permanent. Noi așa și suntem. Dar cum fără dâș? Dar nu că fără dâș, dar așa a devenit banul cât ți-ar găsești cât și ești permanent. Permanent ești ocupat. Fără apă, așa oamenii nu pot fără lucru. Nu, noi fără lucru putem. Sunt sănătoși. Fără bani nu. Sugheți bun la toți. Pot fără lucru și care nu vor lucrurile. Nistru. Da, trebuie să lucrezi plăcut. Nistru. Trebuie să plăcere la lucru. Dar scoate mai eu un pește. Da. Da, sunt dat așa. Nu. Păi să-i frumusați, lăsați-o la cuvânt. Ei, pe amândoi. Auzi? Bă, dar Stefan, este amănecă numai și cu pană la urechi. Nu, cum adică, noi tăiat l-am pus să-l lăsăm de frumusețe, să ne uităm la dâsă, nu-i plăcerea și ne-a dat în mâneștea. Și de greu l-am prins noi? S-a pus înapoi, dar băie de amă. Și pot aici un crab de 10 kg, că n-ai vrut să trag nimeni atenție la asta, dar că la asta, aici e trofiu. Cât după ce le mănânci, mai îmi lopți înapoi. Dar tu și-ai filmat trofeul. Aici e cel mai pus tot.
Băieți, mărărașul cu ușorul de casă. Ceva extraordinar. Ia uitați-vă, și ziceți-vă, și facem noi aici. Dragi prieteni, cam în felul următor e procedura noastră. Așa. Uite-l așa, uite și frumos. În primul și în primul rând, nu trebuie de jălit brânzica la plăsini. Așa. Și așa, când le rotim tot cu foarte mare dragoste, ca să primească rotunjele și când o punem pe tigaie, băieți, să faci și ceva bun. Și mai ales pe malul bătrânului Nistru. Haide. Domnul Igor. Da. Cum vă uitați asta? Mă uit foarte bine. Aveți vreun plan ceva astăzi? Da, păi, mâine se mănâncă pește. Iau și baboi. Da, baboi... Cel mai gustos pește care este. Da, baboiul. Ceas mai meargă la zamă. Argin și dat de lușe. Jucă zbornicei pe droște. Iată cam așa, prieteni, poftă mare. La râd pe timp de bloc. Apare și e dar. Da, șor. Faci supă. Și dacă da, nu e la... Să aștept cu macrapul și dacă nu urmă crapul în zilele astea, nu mă nefidă. Da, dar la fidă poți iei un car, așa. Un leș frumos poți iei. Asta nu m-a deprimusat, păi. Ha? Nu m-a deprimusat. Nu. E din mâncare. Nu, dar bun. E de evodou numai, că e sârnă cu leu. Știți ca la carte, da? Da, eu așa le fac. Frumos. O și e cât de târziu, dar eu... Nu trebuie și pe care. Dragi prieteni, am ajuns în finalul partidei cu succes. Am avut un... O odihnă pe cinste, chiar ne-am relaxat și am primit o plăcere de la natură. Bătrânul Nistru ne-a primit cu brațele deschise, ne-am odihnit la maxim. Vă sugerăm să păstrați curățenia când mergeți la pescuit, aveți grijă de natură și vă dorim fier întins întotdeauna când mergeți la pescuit. Salutare la pescari, fier întins vă dorim la toți, sărbătorile care vin să le petreceri cu pași și sănătate, pe curând. Pe malul Nistru bătrâni, vedem după prohibiție. Vă mulțumim pentru vizionare. Păstrați curățenie. Prohibiția. Domnul Ionit. Salutare la toți încă o dată. Ne luăm rămas bun până la deschiderea viitoare. Venim, ne odihnim, păstrăm curățenia și primim plăcerea de odihnă. Venim și cu un trofeu. Pe curând, băieți.